cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește mora. Bună dimineața, oameni buni! Cafeaua de dimineață, aici, la Mesagerul. Am făcut o cafea tare astăzi, foarte tare, pentru că astăzi vorbim despre sondaje de opinie. Ieri am primit o parte dintre diagramele din sondajul de opinie al PNL-ului privitoare la Piatra Neamț. Și dacă tot le-am primit, am zis hai să facem un pic de... În primul rând să le facem publice, ca să le vadă oamenii, să-și dea seama cam cum se stă în momentul acesta pe zona asta. Și în al doilea rând să încercăm să facem și o mică analiză a ceea ce ne propune PNL-ul cu acest sondaj la Piatra Neamț. Înainte de asta, însă să spunem că PNL-ul a spus că a sondat municipiile și 44 de comune, dacă nu mă înșel. Așteptăm când o fi și s-o putea, că asta cu sondajele știți cum e. Le faci publice atunci, așa e jocul politic. Le faci publice când ai interes ca să le faci publice și faci public ceea ce te ajută. Nu faci public ceea ce nu te ajută în lupta electorală. Așteptăm să vedem ce se întâmplă și în municipiul Roman ca să ne dăm seama despre ce, care sunt direcțiile și acolo. Nu neapărat ca intenție de vot, cât ca personaj care va candida din partea PNL-ului și așteptăm cu nerăbdare să vedem personajul care va candida din partea PSD-ului. C-o fi mare, c-o fi mic, c-o fi cel care este acum, dar e interesant, mai ales în condițiile în care pe domnul Laurențiu Leoreanu l-am văzut mai rar în apariții în județ decât eram obișnuiți până acum. L-am văzut aseară pe undeva pe la o televiziune centrală vorbind despre înăsprirea pedepselor pentru șoferi. Imediat vom începe să discutăm despre sondajul de la Piatra Neamț, pentru că datele pe care le avem sunt foarte interesante. Eu acum dau un titlu pentru ceva la Piatra Neamț și începem să discutăm. În primul rând, este clar că Partidul Național Liberal a intrat în alegeri. Fără niciun fel de discuție. Eu vorbesc de filiala Neamț. Nu știu filialele celelalte, cum se descurcă, cum nu se descurcă, dar Neamț au intrat clar în alegeri, fără niciun fel de discuție. Și sunt în plin proces de selecție a candidaților pentru alegeri. Nu că așa doresc neapărat ei, cât pentru că la nivel central, undeva prin 10 decembrie, dacă nu mă înșel, au fost emise de domnul Bode mai multe decizii care pun presiune pe liderii din teritoriu și nu oricum. Liderii din teritoriu, vă dau câteva exemple așa, nu știu dacă reușesc să... Deci... Vă dau un exemplu. Până pe data de 11 februarie, fiecare filială PNL va comunica Secretariatului General situația secțiilor de votare la nivelul fiecărui județ. Fiecare secție de votare, celebrele OSV-uri, va fi compusă din minimum 10 persoane. Iar lista va trebui să cuprindă numele, prenumele, numărul de telefon al fiecărui membru. Cele 10 persoane trebuie să întocmească registrul votanților.
cu obiectiv stabilit pentru fiecare secție de votare. De asemenea, responsabilul pe județ va fi stabilit din rândul membrilor OSV. Din când în când pot să arăt, Bogdan, nu e o problemă, așa câte o scurt flash, ca să se vadă că nu vorbim din cer. Ideea care este? Dacă până pe 11 trebuie să ai toate OSV-urile puse la punct cu nume, prenume, număr de telefon, cu tot ce trebuie, presiunea este imensă, pentru că chiar dacă PNL-ul și PSD-ul sunt partide mai organizate, ele au de muncă pentru a-și stabili lucrul acesta la nivelul întregului județ. Și dacă trebuie să le și dai cu nume și cu tot, e o mică problemă. O altă decizie, și vreau să vă spun, cineva care este nesimțit sună în timpul emisiunii, asta este, o altă decizie cu numărul 4 spune așa, vedeți termenul, până pe data de 28 februarie fiecare filială PNL va transmite Secretariatului General lista de candidați pentru funcția de primar din fiecare unitate administrativ-teritorială din județ. Lista va cuprinde nume, prenume și număr de telefon. Adică, practic, până la finalul lunii ianuarie va trebui ca fiecare primărie sau pentru fiecare primărie să avem un candidat desemnat de la PNL. E un termen destul de strâns, mai ales că vă dați seama, se pot interveni tot felul de lucruri. Se poate ca după acest termen unii să treacă de la o echipă la alta. Și atunci lucrurile să nu dea foarte bine. O altă decizie, toate acestea sunt semnate de domnul Bode, șeful de campanie, dar după cum sunt făcute, par mai mult opera celor care au venit din PDL, care erau maestri în campania electorală, gen Blaga, gen Falcă, cine ar mai fi, Fluturi. Deci, ia uitați, până pe data de 11 februarie, fiecare filială PNL va transmite lista de candidați pentru funcțiile de consilier locali, pentru fiecare unitate administrativ-teritorială din județ. Lista va fi realizată în ordine alfabetică și va cuprinde nume, prenume și număr de telefon. Deci, presiunea este extrem de mare, pentru că acum, practic, se aleg apele. Vine fiecare, eu vreau să candidez, așa, etc. Se fac liste. Deci nu-l invidiez deloc pe secretarul general al organizației, pe președinte și pe cei răspunzători, dar pentru noi va fi interesant să vedem care vor fi candidații PNL-ului și asta poți să-ți dai seama și după postări publice și după fotografii și după ce mai e. Dar să revenim la oile noastre, adică sondajul de la Piatra Neamț și datele puse la dispoziție de cei din partid. Așa, sunt mai multe variante. Varianta numărul 1 la vot, stați să văd eu să nu greșesc, da? Deci scenariul 1. Bogdan, o să te rog când poți, numai un pic să-l aliniez eu și poți să-l dai mare numai pe ăsta. Deci scenariul numărul 1. Cu Carabelea, candidat la PNL, Chitic, candidat la PMP, Panaite la AUR, Niță la PSD, Irimia la USR, Luca Moise la sosul doamnei Cioșoacă. De unde până unde? Probabil că așa.
lehăduși la pro-România și alții, mă rog, nu mai contează. Interesant este că aici Carabelea este creditat cu 37,4% din intenția de vot în condițiile astea, cu Chitic la PMP, care are 16,2%, și Panaite de la AUR cu 10,2%, Niță de la PSD cu 10,2%. Nu am foarte multe lucruri de comentat la chestia asta. Mulțumesc, Bogdan, mulțumesc, ești tare. Deci, mulțumesc. Dar haideți să spunem așa, Chitic la PMP, după părerea mea, este istorie. Nu intră în discuție. Aici, această aranjare de contracandidați pentru Carabelea este făcută mai mult ca să bage bățul prin gard și să arate ce își dorește PNL-ul pentru Carabelea. PNL-ul pentru Carabelea și îl dorește pe Niță, candidat la PSD, nu pe Harpa. Și o dorește pe Luca Moise la Șoșoacă ca să rupă din PSD. Pe Chitic la PMP, că e partid mic, și să nu fie la PSD. Iar Panaite, oriunde ar candida, el are în spatele lui trecutul, care îi atârnă ca un rucsac din ăla plin cu pietre. Orice îi spune, el e un băiat simpatic așa, da. Are un nume prin Arhiva Securității. Nu mai vorbim de contractele cu spitalul, de alte contracte. Și este chestiunea aceea cu intermedierea șpăgii, returnării șpăgii între Ștefan și Arsene, pe care și-o asumă și așa apare în stenogramele din dosar. Nu mai vorbim că în dreptul domniei sale apare și acea școală neterminată de firma familiei, exact în acest scandal. O școală care, cum să vă spun, trebuia terminată de ani de zile, dar nu s-a făcut pentru că domnul Panaite se pregătește probabil de o nouă candidatură, apare și pe ecrane prin oraș, e foarte bine, v-am spus, el este băiat simpatic, dar cam atât. O altă variantă care iarăși ar conveni PNL-ului, se schimbă niște candidați. Deci Chitic rămâne la PMP, Panaite rămâne la AUR, cam cu aceleași procente, Carabelea are un procent mai mare, de la 37 la 39, și apare Vasiliu în dreptul PSD-ului. Vasiliu, este vorba de Daniel Vasiliu, care a trecut, care este, mă rog, consilier județean ales pe lista PNL și acum a apărut într-o fotografie spunând că simpatizează PSD-ul. Daniel Vasiliu cu 7,7%, Irimia rămâne la USR, Luca Moise la SOS și Lehăduși tot acolo. Nu se schimbă lucrurile foarte mult decât că domnul Carabelea ar avea mai multe procente în condițiile astea, ceea ce ar sugera că cei de la PSD ar vota cu Carabelea. Cele 2% și ceva s-ar duce de la PSD la Carabelea, lucru de care, sincer, mă îndoiesc, după cum mă îndoiesc că Vasiliu va candida de la PSD. Repet, această alegere de candidați pare să fie dorința PNL-ului pentru a găsi niște contracandidați buni pentru Carabelea. Mergem mai departe. Scenariul 3. Carabelea 38,7%, Chitic 19,4% din partea PSD-ului. Deci Chitic saltă de la 16 la 19 dacă vine de la PSD. Părere personală, mă îndoiesc că ar câștiga doar 3% săltând de la PMP la PSD. Mă îndoiesc, sincer. Dar ăsta este sondajul și nu îl discut. Panaite rămâne tot la AUR cu 10,8%. Irimia rămâne la USR acolo. Luca Moise tot la SOS. Gavrilescu apare candidat la PMP cu un 3,1%. Deci PMP-ului se arată degetul, băi,
chitic vă duce în, v-a dus în spate și vă duce și acum în spate. Astea sunt scenariile pe nume de candidat. Dar avem, pornind de aici, și nu-mi dau seama dacă acest scenariu 4 e pentru dacă ar candida cei de pe listă, adică Lazar, Harpa, Mitrea, Bulai, Gavrilescu, Panaite, Ciubotaru, Dulamă, sau dacă e ca un fel de vot politic, aceștia fiind candidații pentru CJ, cum ar fi votați ei în Piatra Neamț. Oricum, și aici rezultatele sunt interesante și discutabile, dar nu putem decât să le citim. Lazar, PNL, 37,1%, Harpa, 17,7%, Mitrea de la AUR, 11,4%, Bulai, 7,3%, Gavrilescu, 4,9%, Panaite de la SOS, nu mai e la primar, e la SOS, la județ, 4,8%, Ciubotaru de la Pro România, 3,3%, Nu sunt notele de la școală, sunt astea, cum se cheamă, procente. Dulamă 3 și nu mai contează. Ce e interesant aici de văzut? Că, potrivit acestui sondaj, diferența dintre PSD și PNL la Piatra Neamț ar fi de 20%. 19,3 sau ceva de genul ăsta. Sincer, cred că este o diferență între PNL și PSD la Piatra Neamț, dar nu cred că este atât de mare. E normal să apară cifre, poate un 3-5% în plus, un 3-5% în minus, dar chiar și așa, mie personal, mi se pare diferența un pic al mare și pericolul acestui gen de sondaj pentru PNL Piatra Neamț este că ar putea să se culce pe ureche la aceste diferențe prezentate din sondaj. Mai avem o chestie interesantă. Deci, scenariul 5, în care apar, tot ca fiind la județ, PNL, Lazar PNL, Niță PSD, în locul lui Harpa. Iarăși pare așa o dorință a PNL-ului ca Adrian Niță să candideze în locul lui Daniel Harpa. Nu cred că s-ar supăra nici Daniel Harpa să întâmple lucrul ăsta în condițiile în care ar avea asigurat un loc de senator, să spunem, pe lista PSD-ului. Dar, iarăși, și aici diferența... Bine, în cazul ăsta, cred că diferența este mai mare ca atunci când ar candida Harpa cu Lazar, dar tot pare un pic cam mare. Mai avem încă un slide, să-i spunem, nu-i slide, cum ar arăta votul politic la Piatra Neamț potrivit acestui sondaj. Și avem PNL-ul cu 37%, avem PSD-ul cu 22% și restul contează. Ar trebui să vorbim și despre AUR, care ar avea doar 11 și ceva la sută. Nu știu dacă aceste cifre reflectă în totalitate realitatea. Părerea personală este că AURU are mai mult decât 11,4% și USR-ul se află la 10,1%.
Toate aceste cifre arată că PNL-ul stă bine în Piatra Neamț. Este consolidat și că primarul Carabelea este pe prima poziție. În rest, trebuie să mergem să analizăm și alte asemenea lucruri. Am primit un telefon, cred că de la domnul Gheorghe Lazăr. Nu știu dacă știe că suntem în emisiune. Dacă știe că suntem în emisiune, îl rog să mai sune odată și intrăm în direct fără niciun fel de problemă, ca să nu întrerupem cursul. Bănuiesc că știe. Ia, haideți să-l sunăm noi, dacă tot este să vorbim. Bună dimineața! Bună dimineața! Ați sunat, știți că sunt în emisiune, da? Știu, păi de-aia am și sunat. Ah. Da. Respect. Vă ascult! Am urmărit emisiunea dumneavoastră. N-am terminat-o. Știu că n-am terminat-o. Până la jumate. Pot interveni pe rezultatele pe care le aveți de pe sondaje și pe care le prezentați. Așa. Și vă pot explica cel puțin două aspecte și vă răspund dacă aveți întrebări. Vă rog. Diferența dintre PNL și PSD e undeva de aproximativ 14-15% pe municipiul Piatra Neamț. Pe municipiu, repet. Am înțeles. Diferența asta este o diferență pentru că în spatele acestor slide-uri pe care dumneavoastră le-ați prezentat, avem undeva în sondajul de opinie, undeva la 46-48 de pagini în care există și explicațiile tehnice, teoretice ale sondajului de opinie. Pe grupe de vârstă, pe categorii socioprofesionale. Păi imediat ajungeam și acolo. Imediat ajungeam și acolo. Dar am înțeles. Vă rog, continuați. Să vedeți, este un slide la un moment dat, dacă v-ați prezentat dumneavoastră, cu problemele din Piatra Neamț. Principala problemă, pentru că aia ne-a interesat primordial pe noi, cei de la PNL, să, nu că nu le-am cunoaște, le cunoaștem foarte bine, dar vrem să vedem și pentru sondaj de opinie care sunt problemele identificate de cetățenii din Piatra, dacă ați urmărit. Pe primul loc este situația dezastroasă din sănătate, respectiv Spitalul Județean Neamț. 18,1. Slide-ul este pe ecran în momentul acesta. Da, deci eu vă spun că slide-ul este pe ecran. Da. E normal, domnul Bălănescu și dragi telespectatori, să existe cumva diferența asta și noi, cei de la PNL, nu am fost sceptici, dar ne-a surprins. Diferența destul de mare de 14-15% între PNL și PSD. Credeam că PSD-ul stă ceva mai bine. Deci, domnul președinte, deci e corect ce am spus eu, că și pe mine m-a surprins. E corect, 100%, da, e corect ce a spus dumneavoastră și noi am fost, repet, cumva surprinși de această diferență. E o diferență foarte bună pentru noi, pentru PNL, e o diferență consistentă. Ne-a explicat cei de la Casa de Sondaj de la București, în ce constă această diferență. Am avut o discuție, cred că undeva de 3 ore jumate, în care ne-au explicat tot ce înseamnă rezultatele sondajului. Problema Spitalului Județean face ca această diferență să fie foarte mare, pentru că acolo identificată principala problemă din Piatra Neamț, starea dezastroasă a sănătății. Spitalul Județean, faptul că cei de la PSD de 8, 9, 10 ani conduc într-un mod execrabil Spitalul Județean, incendiul de la Spitalul Județean, starea deplorabilă a Spitalului Județean, serviciile de proastă calitate medicale, mâncarea execrabilă la spital, condițiile de cazare de la spital, toate aceste lucruri fac ca populația din Piatra Neamț, cetățenii din Piatra Neamț, să aibă o părere proastă și foarte proastă despre cei care au administrat Spitalul Județean și despre cei care au numit acolo tot felul de manageri care ori nu și-au făcut treaba, ori alții care au încercat să-și facă treaba nu au avut fondurile necesare. De aici rezidă rezultatele foarte proaste pentru PSD, pentru că efectiv PSD-ul, prin ceea ce au făcut administrativ, și-au bătut joc în ultimii 10 ani de ceea ce înseamnă sistemul de sănătate publică din Piatra Neamț, respectiv Spitalul Județean Neamț. Este foarte logic. Și a doua
mare problemă identificată în, de specialiști în sondajul pe care ni l-au pus la, ni l-au prezentat și nouă, o reprezintă acel heirupism al PSD-ului, demn de o cauză mai bună, făcut în ultimii ani în legătură cu municipiul Piatra Neamț și în legătură cu administrația lui Andrei Carabelea, primarul nostru liberal, acel heirupism de a bloca, de a-l bloca tot timpul pe Andrei Carabelea, care are proiecte bune, care are proiecte care pot fi discutabile sau discutate corect, de acord aici, dar tot timpul să te opui, să fii un frânar, un om care doar blochează, și aici mă refer la fostul președinte Arsene, la actualul prefectniță, la administrația PSD astăzi de la Piatra Neamț, Consiliul Local, la președintele Harpa, toți au încercat în decursul ultimilor 3 ani doar să blocheze activitatea, investițiile și proiectele pe care administrația liberală din Piatra Neamț, condusă de Andrei Carabelea, le-au făcut sau le au în vedere. Acest fenomen de a bloca, de a bloca, de a bloca, crezând că ei puncte politice doar blocându-l pe primar, li s-a întors ca un bumerang împotriva lor. Și oamenii, în final, ca să spun așa, sau foarte mulți dintre cetățeni, și-au dat seama că, dom'le, până la urmă, primarul de Piatra Neamț vrea să facă niște lucruri bune, face o serie de lucruri de investiții, sigur, unele dintre ele cu care ridică și probleme, corect, de acord aici, dar toate sunt perfectibile și rezolvabile. Numai cine nu muncește, nu greșește, spune un proverb românesc. E foarte important să-ți dorești să faci, să aduci bani, să aduci investiții, să încerci să faci lucrări în piatra, să modernizezi. Sigur, apar și greșeli care pot fi corectate. Dar, dacă, dar să nu faci absolut nimic și doar să stai de pe margine și să mai mult să încerci doar să spui primarului Carabelea, asta vine ca un bumerang, se întoarce ca un bumerang față de... Domnul președinte, am înțeles, acum am înțeles, dar rugămintea mea este următoarea. Când o să puteți dumneavoastră veni și discutăm și mai mult pe astea, eu acum vreau doar să... Eu vreau doar un pic să mai insist și să... Să așa, și dacă simțiți nevoia să interveniți, mă sunați. Sau domnul Carabelea, sau domnul Harpa, sau domnul Niță, cine dorește, poate să intre dacă dorește în emisiune, că de asta e indirect. Acum o să încerc să comentez exact slide-ul acesta de care ați amintit dumneavoastră și poate să mergem și la celelalte. Eu atâta vreau să spun că acest sondaj nu trebuie, cel puțin pentru PNL, să aibă efectul unui somnifer electoral. Pentru că tot sondajul relevă și alte câteva lucruri care ar trebui să atragă atenția administrației locale și celor de la PNL. Pentru că eu am făcut, te rog să faci mare slide-ul, te rog, Bogdan, am mare de tot, nu, fără mine acolo. Am încercuit acum, în direct, câteva dintre problemele care, cumulate, dau un procent respectabil de probleme pe care, de care sunt nemulțumiți pietrenii. Ele nu sunt mari ca procent, repet, dar cumulate pot reprezenta o problemă de genul curățenie 6,7%, locuri de parcare 5,7%. Aici eu cred că marja de eroare se duce în sus. Spații verzi 2,3%. Aglomerație în trafic. Cred că 9,8%. Și aici cred că marja de eroare se duce în sus, pentru că se confundă cu acele probleme de infrastructură rutieră, străzi, asfalt. Deci problemele pot fi confundate atunci când se pune întrebarea. Deci ideea care ar fi, chiar dacă populația este total nemulțumită de partea de sănătate, și așa este, chiar dacă este nemulțumită de faptul că avem consum de droguri în oraș, 10,5% dintre oameni, locurile de muncă, 13,7%, și aici e mai complicat un pic să-i spui asta primarului cu locurile de muncă. Există probleme asupra cărora trebuie să aplece cei din administrație și din politică pentru ca cetățenii să fie mulțumiți. Și acum aș vrea să trecem la un alt slide, după ce reușesc eu să îl deschid, dar vreau să-l deschid tot așa într-o formulă în care se pot lucra pe ecran în direct. Îl deschidem cu un paint
și încercăm să vedem dacă reușim o culoare care să nu fie asemănătoare cu ce este aici. Deci, indicator de direcție. În ce direcție se îndreaptă lucrurile în Piatra Neamț? Și avem aici totalul care ne arată un 58,9, adică 60%, ce să mai întoarcem, că ar fi în direcția bună și 39,3 în direcție greșită, rea. Cred că da, o direcție greșită. Ei, și aici începe analiza pe sex, grupe de vârstă, educație, ocupație, sector de activitate, participare la vot, vot politic la europarlamentare, adică cei care își exprimă votul politic pentru europarlamentare, cum văd ei direcția la Piatra Neamț și în funcție de venit. Ce constatăm? Ce constatăm aici? Că femeile au mai multă încredere în direcția bună, cu un 31,6%. Bărbații doar 27,3%. Dar nu asta cred că trebuie să analizăm acum, ci să vedem câți dintre ei văd direcția asta greșită pe sex. 21,8 femeile, 17,5 bărbații. Deci, e undeva, să spunem, un procent care, pe de o parte, zici, băi, e ok, dacă îmi spui 39,3 că văd direcția greșită și doar 1,8 spun că, domne, nu știu, nu răspund sau ceva de genul ăsta, încep să te întrebi în ce măsură trebuie să ții cont de cei 39,3 și în ce măsură trebuie să ții cont de cei de aproape 60%. E clar că 60% e un rezultat bun, dar mergem la grupe de vârstă. Și aici... Dacă-mi permiteți o secundă, că da. Eu ies din emisiune, da. Să fac un ultim comentariu. Acolo sunt două aspecte. Unu, vis-a-vis de problemele din municipiul Piatra Neamț, în mod clar, PNL și administrația lui Andrei Carabel la Piatra nu se culcă și nu ne culcăm pe ureche, Doamne ferește, scorul de 37 aproximativ la sută cât da. Are domnul primar astăzi în intenție de vot, e un scor bun, dar nu putem discuta de un scor foarte bun, sunt administrații ale primarilor liberali în țară, ca Oradea, unde e domnul Birta, și alte județe din țară unde avem primar liberal cu intenție de vot de peste 60%. Domnul Chirica de la Iași, ce s-o mai întâmplă? Chirica la Iași are o intenție de vot, domnul Bălănescu, undeva la 50%. Asta vă spun. Deci Chirica stă foarte bine cu toate problemele lui. Cu toate problemele lui de ordin penal. De instanță, de judecată, da. De ordin penal, să spun. Dar aici trebuie avut în vedere faptul că Andrei Carabela e la primul mandat, are un mandat de 3 ani până acum, vine după un primar, din punctul meu de vedere, care mai mult a vorbit și mai puțin a făcut, dar nu despre asta vreau să vorbesc, vine după un început de mandat de 3 ani în care a luat orașul într-o anumită stare, a deblocat acele investiții, le-a pus în operă, a început în orașul Piatra Neamț o întreagă serie de lucrări, da, care, sigur, au deranjat și au făcut, creat disconfort. E normal când faci curat, când renovezi, să ai disconfort și într-o casă. Dacă în apartament, dacă ți-l renovezi, ai disconfort. Te muți de acasă 2, 3, 4 luni cât lucrezi acolo. Eu vă spun, sondajul de anul trecut al PNL-ului, comandat de PNL, făcut tot cu o firmă de la București de prestigiu în domeniul sondajelor de opinie, datele pentru PNL anul trecut nu arătau atât de bine, arătau mai slab decât astăzi, dar astăzi datele arată mai bine pentru că și lucrările începute și demarate de administrația lui Andrei Carabela în Piatra Neamț au început să se vadă și rezultate. Ele nu sunt încheiate în totalitate, dar se văd și rezultate. E normal ca Andrei să nu stea într-un scor de 45-50% așa cum ne-am dorit, dar pe măsură ce timpul trece, lucrările avansează, parte dintre ele sunt finalizate, recepționate, lucrurile arată și mai bine. În sondaj ne arată clar nouă liberalilor că odată cu terminarea lucrărilor,
Andrei Carabela, din scorul pe care îl are astăzi de 37% și scorul Partidul Național Liberal, ne putem duce împreună cu candidatul nostru, cu Andrei, într-un scor cu 7-8% în plus față de poza de moment de acum. Doi la mână, infrastructura rutieră, șoselele, locurile de parcare, curățenia, locurile de joacă pentru copii, zona de educație, creșe, grădinițe, școli, sunt priorități ale administrației liberale în Piatra Neamț și nu le abandonăm, ci din contră abordăm cu maximă seriozitate și această zonă de investiții și sunt convins că administrația lui Andrei Carabela va performa și pe această zonă unde clar ne arată sondajul că sunt probleme. Da. Cam asta am vrut să spun în linii mari. Mulțumesc. Procentul de 60%, încă un comentariu și am închis, vă las pe dumneavoastră să vă faceți emisiunea. Acel procent de 60% care arată că lucrurile merg într-o direcție bună sau foarte bună și un 39% care merg într-o direcție proastă sau foarte proastă, sunt făcute pe o scară de la 1 la 10, domnul Bălănescu. Adică nu e o întrebare în care, domnule, ești mulțumit? Da. Și s-a bifat răspunsul, domnule, eu sunt respondentul, e mulțumit și gata. Nu. Acum, s-a evaluat pe o scară de la 1 la 10 gradul de satisfacție de muncă. Domnul Lazar, noi lucrăm cu materialul avut la dispoziție. De asta am vrut să explic. Deci noi lucrăm cu materialul pe care îl avem la dispoziție. De exemplu... Tocmai de asta am vrut să explic. Pentru că nu e o întrebare simplă. Domnule, ești mulțumit? Da. Bun, și s-a închis întrebarea. Nu. Gradul de mulțumire se contabilizează, se calculează pe o scară de la 1 la 10. Acolo unde atingem între 1 și 4, 1 și 5, avem grad de nemulțumire, foarte nemulțumit, nemulțumit. Și unde avem între 5 și 10, avem grad de mulțumire, satisfacție mai mare, mai și mică, foarte mare. Adică de aici, undeva plecând de la nota 4 în sus, avem acel grad de mulțumire. Am înțeles. E logic. Mai mic de satisfacție, mediu sau mai mare. Cumulat el dă 60%, dar asta nu înseamnă că acel grad de 60%... Înseamnă 60% la toți. Da, am înțeles. Sunt unii de 6, alții de 8, alții de 9. Și orgasmic sunt cei de 10. Da. Dar e ca și copilul la școală, și aici chiar închid, e ca și un elev la școală. Elevul, dacă a luat între ori nota 5 și nota 10, trece clasa. Cel de 10 e premiant, cel de 5 nu e premiant, sau de 6 nu e premiant în mod. Nu, dar poate fi bursier. Poate fi bursier. După noile condiții, poate fi și bursier, corect cu dumneavoastră. Dar cel care ia sub nota 5, în mod clar, nu trece clasa. Așa e și în sondaj, cei care sunt sub 5 au un grad de nemulțumire clar care se vede în cei 39%, cei care au un grad de mulțumire mic, mediu și mare sunt cei în zona lui 60%. Asta, de asta am vrut să spun că nu am avut intenția ca prin sondajul, prin acest slide pe care l-ați prezentat noastră, să spunem, domnule, 60% din populația lui Piatra Neamț este, are un grad de satisfacție suprem, nu de nota 10, nu. Da. Acum... Sunt lucruri de îmbunătățit pe care le știm, sunt lucruri pe care trebuie să le parcurgă Andrei Carabela în ultimul an de mandat și, sigur, în al doilea mandat pe care îl va câștiga Andrei, trebuie să aibă în vedere foarte multe lucruri pe care le are de făcut în Piatra Neamț. Domnul președinte, la Roman când vedem și noi niște indicatori? Am sondaj de opinie și de la Roman, să știți. Vă aștept cu el într-o emisiune să-l discutăm. Nu l-am discutat nici cu colegii din partid, adică am niște date, am niște date preliminare din sondaj, probabil că astăzi este miercuri, probabil că săptămâna asta la sfârșit, am înțeles. Sâmbătă, hai, cel târziu, să am date. Vă aștept într-o emisiune luni, dacă vreți, cu mare drag. Luni cu mare drag. Bine. Roma, să știți, vă dau o știre în premieră, în exclusivitate, să spun. În direct. La Roman, datele de pe sondajul Partidul Național Liberal arată nu bine, ci foarte bine. Hai. Și vă pot spune că candidatul pe care îl are în vedere Partidul Național Liberal la Roman are un scor de undeva 54%. Oho, asta e bine. Bine, mulțumesc și ne vedem luni și dacă mai e, vorbim. Cele bune, cele bune. Deci continuăm. Ați văzut, avem și o știre, candidatul PNL are, viitorul candidat al PNL are peste 54% în intenție de vot. Revenim la Piatra Neamț pentru că trebuie să
analizăm, avem slide-ul pe ecran. Vreau să atrag atenția asupra unui lucru când vorbim despre votul pe grupe de vârstă. Și aici chiar este o problemă care trebuie să dea de gândit din punctul de vedere al celor care votează, adică celor care se organizează la PNL, dar trebuie să dea de gândit și contracandidaților care pot să folosească aceste date în lupta electorală. La categoria de vârstă 30-44 de ani și 45-64 de ani, adică populație, să-i spunem, activă, de la 30 la 64 de ani, avem un grad de nemulțumire față de ce se întâmplă în oraș, peste gradul de nemulțumire ăla general, peste 40%, 40,5-40,3. Mai sunt unii care nu răspund, deci se apropie gradul de nemulțumire de 50%. Și aici este o problemă, vorbim despre oamenii activi. Dacă ne ducem la zona, în zona educației, sondajul ne spune că cu cât avem oameni mai needucați, sunt mai nemulțumiți de ce se întâmplă în oraș, cu cât sunt mai educați, devin mai mulțumiți. De fapt, cei cu educație medie sunt cei mai mulțumiți. Mă rog, personalul de conducere dintre cei sondați este nemulțumit de ce se întâmplă în oraș, 52%, deci este clar că sunt probleme la oamenii care conduc. În schimb, muncitorii sunt foarte mulțumiți, 60%, 62% personalul cu studii medii și personalul cu studii superioare, 64%, la fel de aproape ca cei fără ocupație, care sunt mulțumiți în proporție de 63%. Ciudat este că pensionarii depășesc și ei 53% grad de mulțumire, pentru că, na, în general, aici lucrurile sunt mai conservatoare. Ia să vedem un pic cum e cu participanții la votul politic. În același slide avem o chestie, eu zic, extrem de interesant, să văd dacă pot mări zona respectivă, nu. Participanții care ar vota PNL-ul sunt mulțumiți în proporție de 72%. Culmea, aia care ar vota pro-România, 67%, 68%. Iar mulțumiți, USR-ul 70%, PSD-ul 63,6%, PMP-ul 66%, AUR-ul 53,8%, SOS-ul, doamne Șoșoacă, 46,4%. Deci, votanții care sunt, care au opțiuni politice, au un grad de mulțumire pentru ce se întâmplă la Piatra Neamț și în ce direcție merge orașul, mult mai mare decât media pe care o avem acolo de 58,9. Înseamnă că cei nemulțumiți sunt o parte dintre ei neînregimentați politic, ceea ce e de gândit. Și haideți să mai vedem ceva în funcție de venit. Cei care nu le ajung nici pentru traiul de zi cu zi, 53% sunt nemulțumiți. Cei care reușesc să aibă tot ce își doresc din venituri, 61% sunt mulțumiți de ce se întâmplă în Piatra Neamț. Cei care au un nivel de trai considerat de ei decent, 63% sunt mulțumiți. Deci cu cât oamenii sunt mai nemulțumiți, mai sărași, cu atât sunt mai nemulțumiți. Păi faceți-mă eu politicienilor pe oameni mulțumiți. Să fie bogați. Nu prin măsuri tâmpite de natură fiscală. Da, trecem la un alt slide, dacă ne ajută și Bogdan, pentru că sunt încă câteva lucruri care merită discutate, iar ăsta este unul care chiar merită discutat. Cum văd votanți, viitorii, cei sondații,
ca să spunem așa, sondații de la Piatra Neamț, alianța PSD-PNL din punctul de vedere al unei alianțe la guvernare. Și aici chiar e interesant. Eu vă spun de la început, nu cred în această, în acest slide foarte mult, pentru că mai vorbesc cu oameni din județ, mai umblu prin județ, mai vorbesc cu tot felul de persoane. Ce spune aici? Din punctul de vedere a, din punctul dumneavoastră de vedere, alianța de la guvernare PNL plus PSD trebuie să continue să guverneze împreună sau ar trebui să fie găsită o altă soluție politică? Și ni se spune așa, că 27,7% spun că ar trebui să continue. 10,9% nu răspund și 62,4% sunt împotrivă. Poate fi așa, dacă am trăit într-o societate normală, în care un partid de stânga să nu coabiteze cu un partid de dreapta într-o alianță în care măsurile pe care partidul le propune alianța sunt unele de foarte de dreapta și altele foarte de stânga. Nici într-un caz niște măsuri croite într-un fel de îmbinare a proiectelor politice ale celor două partide. Măsurile lor sunt pur electorale în momentul acesta și pur, cum să vă spun eu, pragmatice, vor să ia bani din Europa și nu interesează ce se întâmplă pe plan intern, luăm banii cu orice preț. Ei, ce vreau eu să vă atrag atenția aici? Că astea pe grupe de vârstă, pe asta, sincer, nu mă interesează. Mă interesează partea cu votul politic. Adică, ia să vedem dacă reușim să încercuim această parte. Pentru europarlamentare, reperul este 100%, aici scrie. Cei din PSD ar vrea 40% ca această alianță, cei care votează la europarlamentare, 40% ar vrea să existe alianță PSD-PNL. 52% nu. La PNL, 36,5% ar dori, 61,6% nu. La Pro-România, și de aici intrăm în normalitate. Partea asta din față eu consider că este anormală. Pro-România normal că este interesată să nu existe o alianță PSD-PNL, că rămâne pe din afară. PMP-ul este interesat să nu existe o asemenea alianță pentru că e mic, e năcăjit și ar vrea să lipească și el undeva. Aurul, 84%, nu-și dorește alianța între cele două, pentru că speră într-o alianță cu, speră să câștige sau dacă nu se facă guvernul într-o alianță cu PSD-ul. Aurul, am spus, alt partid, mă rog, USR-ul nu-și dorește, e clar că nu-și dorește, SOS-ul nu-și dorește, Forța Dreptei nu-și dorește. Dar la PSD și PNL lucrurile stau în felul ăsta? Eu mă îndoiesc că stau în felul acesta. De ce? Pentru că cel puțin la nivel de administrație locală, vorbesc de primari, în special cei din comune, oamenii care simt la firul ierbii ce se întâmplă, își doresc o alianță PSD-PNL pentru că sunt conștienți că vor avea mari probleme în campania electorală cu asigurarea majorității în consiliile locale sau municipale, dacă vreți, chiar și în cel județean. Toți sunt conștienți că Aurul și cu SOS-ul cresc. Unul îi spune, nu, SOS-ul ia de la Aur. Povești. Povești. Cresc. Chiar dacă Aurul n-ar mai crește, nu cred în sondajul cu 10%, pare rău. Chiar dacă n-ar mai crește și ar crește doar SOS-ul, împreună devin o forță. Dacă se mai adaugă și blocul suveranist, care nu este trecut aici, cu niște partidulețe din astea suveraniste,
adunate, care ar da peste 5%, avem imaginea întreagă a acestui tablou. Deci, repet, nu cred că la nivelul, cel puțin al administrațiilor locale din comune, nu se dorește o alianță PSD-PNL. Că ea este directă, că ea este făcută cumva prin înțelegeri. Toți își doresc să aibă majoritatea în consiliile locale. Altfel nu pot să facă treabă. Și de aceea eu cred că aici ar trebui să nuanțăm. Liderii nu își doresc în județe o asemenea alianță. De ce motiv? Pentru că la nivelul ăla de lider, el are niște responsabilități. Trebuie să asigure locuri eligibile pe listă. Dacă se face listă comună, locurile se înjumătățesc. Dacă se înjumătățesc, dacă nu, cumva, unul are mai mult ca celălalt. E bătălia pentru județ. Într-o alianță lucrurile se negociază. Se spune, tu candidezi la județ, eu am prefectura. Sau tu ai prefectura și locurile 1 la senat, locul 1 la senat, noi avem județul. O să spuneți, da, dar pierd județul. Nu. Se discută, se negociază totul, de sus până jos, în așa fel încât să existe un echilibru și să se poată, pardon, controla unii pe ceilalți. De aceea vă spun că acest slide din sondaj mie îmi ridică niște semne de întrebare. Mai avem și altele. Numai că tot așa va trebui să le deschidem un pic mai... Nu, am greșit. Să vedem dacă reușim acum. Votul la primărie, în scenariu 1 pe care vi l-am arătat cu acei candidați, se văd ei, Carabelea, Chitic, Panaite, ceva aici nu stă bine și nu pot să văd, Irimia Marius, Luca Florentin, Alehăduș, probabil Panaite, Vasile. Ce vedem noi aici? Că lucrurile aparent stau foarte bine pentru PNL. Dar dacă iei și aduni procentele celorlalți și te gândești că s-ar putea să asiști prin absurd la un fel de alianță, PNL-ul ar avea probleme. De asemenea, dacă, de exemplu, USR-ul împreună cu PMP-ul și-ar găsi o cale comună, ar putea să devină un oponent puternic, cel puțin în Consiliul Local. La fel, AURU și cu ceilalți. Pentru că vă spun, lucrurile încă nu sunt. Sondajul ăsta este făcut acum o lună și ceva. Lucrurile evoluează. Între timp au apărut deciziile acelea ale guvernului, care multe dintre ele s-ar putea să ostilizeze o parte a populației. Profesorii, polițiștii, cei din domeniul sănătății, care ar putea să-și găsească speranța în alte zone. Pentru că ei acum identifică aceste măsuri guvernamentale cu partidele din grupul acela, PNL și PSD. Deci, lucrurile sunt încă discutabile și trebuie să luăm această situație de acum cu să spun eu, ca pe o chestiune de moment și cei care conduc acum municipiul trebuie să se gândească serios la ce se întâmplă.
Iată însă încă o chestiune cu votul la primărie, cum se împarte el, așa, în funcție de candidați și aici se vede un pic mai bine că, de exemplu, PSD-ul reprezentat de Daniel Vasiliu, SOS-ul reprezentat de Luca Moise, eu, de exemplu, cred mai mult într-o posibilă apariție în candidatura lui Luca Moise. Nu știu de la ce partid, dar cred că și în PSD. Nu o văd pe Carmen Năstase aici. Dar, uitați-vă așa, Chitic, Luca Moise, Vasiliu, Lehăduș, împreună, deci au 25, 32 și cu încă 4 ajung la nivelul lui Andrei Carabelea, în condițiile în care toți ar avea un singur candidat. Știu că nu se judecă chiar așa, că se mai pierd unii, dar teoretic putem discuta. În concluzie, PNL-ul a făcut publice o parte dintre rezultatele acestui sondaj. Lipsește ceva esențial, fără de care nu poți să faci o analiză nici la votul politic, nici la votul pe persoane, Carabelea, cine ori mai fie acolo. Lipsește slide-ul în care se vorbește despre notorietatea acestor persoane. Dacă, de exemplu, Adrian Niță are la chestia de notorietate nu-l cunosc 70%, e o problemă. Dacă Carabelea are, mă îndoiesc că nu-l cunoaște, acum lumea în piatra, dar are 60% și 37% vor să-l voteze, are o problemă. Dacă Harpa la județ are 70%, nu-l cunosc în Piatra Neamț, sau Lazar are 60% sau 50%, mă rog, cât ori avea toți acolo, atunci altfel interpretez aceste rezultate. Ce vreau eu să vă spun este că sondajul este un instrument electoral folosit de fiecare partid în scop propriu. Nu ne putem aștepta să vină un partid să zică, uite, domne, stau foarte prost și aici sunt problemele mele, pentru că aia e. PSD-ul zice că a făcut și el sondaj la Piatra. Eu m-aș bucura să pot prezenta sondajul PSD-ului și să-l comentez împreună cu domnul Daniel Harpa. Poate, având cele două sondaje puse față în față, am putea trage alte concluzii. Personal cred că diferența între PSD, PNL și PSD este mai mică, așa cred, și mă bazez pe forța de organizare a PSD-ului, care însă în momentul ăsta a rămas în urmă față de PNL. Am arătat deciziile pe care s-au luat la partid în PNL, în PSD, în PSD Neamț, deocamdată nu s-au terminat bisericuțele de unit, avem marea schismă a bisericilor din PSD, de aceea apare Florentina Moise trecută la SOS, de aceea apare Adrian Niță drept posibil candidat la județ, nu Harpa, pentru că deocamdată mâna forte care să rezolve lucrurile în partid nu se face încă simțită. Este un președinte și doi prim vicepreședinți, nu pare că avem o echipă. La PNL, de bine de rău, poate cu absența lui Leoran în ultima perioadă din peisaj, din peisajul de grup al PNL-ului, există o echipă. Nu știm în ce măsură echipa asta va funcționa ca ursă unsă în campanie. Și în ce măsură PSD-ul își va reveni
până în campanie și va începe și el să-și anunțe candidații, să-și anunțe strategia. Ne oprim aici. Am vorbit cam mult, îmi cer scuze, dar am zis că e important să vedeți aceste slide-uri, ele rămân, pot fi consultate de pe ecran, cine dorește, eu nu vorbesc de cei care le au, eu vorbesc de oamenii simpli care sunt interesați să vadă ce și cum și în ce direcție merge municipiul Piatra Neamț. Numai bine, să aveți o zi extraordinară!